Barașceme, Portugalia, Macedonia de Nord, marți, ora 21:45, Digi Sport 1. Barașceme, Polonia, Suedia, marți, ora 21:45, Digi Sport 2. Concret Sportiva, care a cucerit medalia de aur la not pe echipe la Jocurile Olimpice de la Tokyo, a povestit că mama sa, care trăiește în Donetsk, a căzut pradă propagandei Kremlinului și susține că atacurile au ca scop denazificarea Ucrainei. Galerie foto. Ucraineanca medaliată la JO care a rupt orice legătură cu propria mamă. În primele zile, eu și mama ne-am certat foarte mult. Am sunat-o imediat după începerea invaziei și i-am spus: mamă, trag în noi, războiul a început. Era 7 dimineață, abia se trezise. Mi-a spus: acum mă uit la știri, totul e bine. Armata noastră păzește granițele, naziștii tăi trag. I-am răspuns: bine, mamă, adio. La început au atacat obiectivele militare, apoi au început să lovească blocuri de civili. Noi avem rude în Volnovaca. Pe 25, au încetat să mai comunice cu noi. I-am spus mamei: mamă, Volnovaca nu mai există, a fost ardată. Ea a replicat: sunt naziștii tăi care luptă împotriva armatei noastre. Descoperă California sălbatică și tot ce are ea de oferit într-un documentar de top. Azi de la ora 21:50, numai pe Digi Animal World, în Digi Online. I-am spus: da, mamă, e foarte interesant, noi ne plictiseam și am decis să jucăm paintball între noi. A răspuns: nu știu, noi n-am atacat. Am ajuns la concluzia că nu mai avem ce discuta, a povestit Alina Șincarenco, citată de Sport, UA. Cum e văzut Vladimir Putin în Donetsk? Alina Șincarenco a dezvăluit și un episod care arată cum e văzut Vladimir Putin în Donetsk. Am spus mai multe cuvinte urâte despre președintele Rusiei și că președintele nostru e cel mai bun. Ea a răspuns: de ce îl insulți pe președintele nostru? Eu voi vota cu Zelenski toată viața, a transmis Alina Șincarenco. Etichete Vladimir Putin, război Ucraina, Alina Șincarenco. Urmărește știrile Digi Sport, ro și pe Google News.